o nouă diplomă ajunge azi la un sportiv pe care, dacă ar trebui să-l caracterizez, cred că aș putea în trei cuvinte și aș spune că este serios, conștiincios și foarte ascultător. Este un elev pe care Arnold îl pregătește, a avut rezultate deosebite, a reușit să pună masă musculară pe el, este mulțumit de modul cum arată și a convins toată familia să vină la sală, chiar dacă în acest moment doar el și tatălui se antrenează. Îl felicităm și vrem să facem o surpriză pentru că în acest moment el este în vestiar și nu știe că îi vom da de fapt o diplomă, așa că îl așteptăm să iasă. După cum spuneam, o nouă diplomă ajunge la un nou sportiv. Alex, te rog să ieși din vestiar, că tocmai ție vreau să-ți dau diploma. Felicitări! Ziceam adineau, tu n-ai auzit, pentru că am vrut să facem o surpriză, că te pot caracteriza așa simplu în trei cuvinte, adică ești foarte ascultător, ești ambițios, conștiincios și lui Arnold îi place foarte mult să lucreze cu tine, tocmai pentru că nu vorbești foarte mult, așa, ca și ceilalți care socializează și sunt pe aici prin zonă. Tu îți faci programelul frumos, fac și când ai terminat, te-ai dus, așa. Băieții mai stau la povești. Te felicităm, suntem mândri de tine și dorim să ai rezultate spectaculoase în continuare. Bravo!